Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei pe Facebook și pe YouTube. Invitatul meu în această seară este de la Bruxelles, europarlamentarul Repair, Dragoș Tudorache, fost ministru de interne. Bună seara, bine ați revenit în Piața Victoriei, domnule Tudorache. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule Tudorache, duminică, nomina odioza, Partidul Conservator austriac și cancelarul Nehammer a obținut la alegerile din Austria Inferioară un scor minim istoric, 40%, ca să înțelegem cam în ce zonă suntem totuși, dar un scor care le periclitează majoritatea parlamentară. Dincolo de răcoreala pe care o resimțim noi, sau, mă rog, unii dintre noi, pentru acest rezultat, ne ajută el cu ceva în chestiunea Schengen? S-a deblocat cumva dopul șampaniei? Din păcate, n-aș spune că s-a deblocat. Eu nu citesc în această notă acest rezultat. E clar că domnul cancelar a primit un mesaj și un duș rece în acest weekend, dar nu cred că ne ajută pe noi. Nu l-ajută nici pe domnia sa și cumva dovedește că, cel puțin atitudinea și narativul politic pe care l-a ales înainte de alegeri nu l-a ajutat într-un fel, însă pe noi nu ne ajută pentru că nu cred că îl va convinge pe domnul cancelar că e cazul să schimbe macazul, ci dimpotrivă, eu cred că ceea ce, sau învățământul pe care îl trage domnul cancelar este că trebuie să adopte un limbaj și mai dur pe partea de migrație, tocmai pentru că, uitându-se la cei care au câștigat cel mai mult din electoratul domniei sale, aceștia sunt extrema dreaptă, care au mers foarte mult pe un mesaj anti-migrație în campania lor electorală și atunci cred eu că analiza lor, din păcate, va fi una care nu ne e favorabilă. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă la nivel european, și cred că e foarte important să înțelegem ceea ce se întâmplă acum și de altfel cum evoluează acest dosar în cadrul mai larg al dezbaterilor politice mari din Europa, din păcate, nici asta nu ne ajută. De ceea ce mă temeam mai mult în urmă cu o lună jumătate când mă uitam la perspectiva următoarelor luni, din păcate începe să se întâmple. Liderii încep ei înșiși, șefii de stat de guvern, să se preocupe de problema migrației. Săptămâna viitoare va fi un Consiliu European dedicat acestui subiect. Ceea ce înseamnă că ceea ce predică domnul Nehammer începe să capete adepți. Și atunci, practic, această dezbatere va prinde foarte mult leadership-ul european în următoarele luni, ceea ce nu ne ajută neapărat, cel puțin, dacă nu înțelegem că pentru a fi relevanți trebuie și noi să ne înscriem într-o astfel de dezbatere cu idei, cu soluții și cu alegerea foarte înțeleaptă, tactică, strategică, aș spune chiar, a taberei în care vom juca. Mai mult, remarcam faptul că, deși Olanda, în privința României, nu și-a schimbat punctul de vedere, a existat o coalizare, putem spune, a premierului Rutte cu cancelarul Nehammer, care împreună au spus că extinderea spațiului Schengen nu este fezabilă, pentru că spațiul Schengen, în acest moment, nu mai corespunde standardelor, nu mai face față. Este, presupun, exact la ceea ce vă refereați dumneavoastră mai devreme. O exact. Schimbare de poziție care se va extinde ca pata de ulei, pentru că, nu-i așa, vin alegerile europarlamentare, sunt colea. După colț. Da, și nu e neapărat o schimbare de poziție. Partidul domnului premier Rutte în Olanda, VVD-ul, a avut întotdeauna o poziție mai spre dreapta ieșicelui politic în programul migrației. Deși este un partid liberal, de altfel parte din aceeași familie politică ca și cea din care fac eu parte, însă pe partea de migrație acest partid a avut întotdeauna vederi mai spre dreapta. Ceea ce se întâmplă acum, pentru că urcă dezbaterea la nivelul șefilor de stat și de guvern, după cum spuneam mai înainte, atunci și ei se investesc cu acest subiect și încep din nou să se ridice mizele dezbaterii. Tocmai de aceea spuneam înainte că dacă înțelegem cum urmează să se desfășoare acest joc și dacă vrem să nu fim din nou prinși în offside, noi trebuie să înțelegem că e esențial să ne înscriem și noi în această dezbatere și să ne înscriem cu conținut, nu doar cu o atitudine superficială.
Ce fel de conținut? La ce fel de conținut vă referiți? Lumea se va uita acum și liderii se vor uita săptămâna viitoare în dezbatere după idei, după soluții și după coaliții. Foarte importante fiecare dintre ele. Deci, întâi am văzut deja o scrisoare din partea președintei Ursula von der Leyen către leadership-ul european în pregătirea acestei dezbateri. Există deja pe masă un pachet legislativ pus de către Comisie în urmă cu deja 2 ani de zile pactul pe migrație, care încă nu a fost tranșat nici într-un fel. Deci acum, practic, se va încerca, va fi o primă discuție pentru a vedea dacă se poate degaja o majoritate, de ce nu, poate chiar și o unanimitate, către o direcție sau alta în modul de gestionare și de închidere a acestui dosar. Este deja notoriu, cel puțin aici în cercul de la Bruxelles, că una din marile probleme pentru care dosarul acesta migrației a fost blocat în aceste perioade este că în Consiliu nu a existat o vedere majoritară sau o poziționare majoritară și de aceea cumva negocierile, inclusiv negocierile cu Parlamentul, au încetinit sau chiar s-au blocat pe anumite dosare. Ori acum, dată fiind presiunea migrației care crește din nou, iată în aceste luni a crescut într-adevăr din nou, cere din partea leadership-ului european o soluție. Și atunci cei care vor fi acolo să participe în această dezbatere cu soluții, cu propuneri, care vor fi activi în discuție, vor avea, cred eu, un avantaj politic tocmai prin faptul că ajută la ieșirea dintr-un impas politic care, iată, ne ține de 7 ani blocați și pe care nu și-l dorește nimeni, tocmai pentru că în perspectiva alegerilor care vin și cele naționale, locale, pe care vreau fiecare premier în parte, dar și cele europarlamentare din 2024, nimeni nu-și dorește din nou ca migrația să fie un subiect dominant, pentru că el întotdeauna este un subiect destul de toxic din punct de vedere politic și nu ajută pe nimeni. Și ridică suveranismul întotdeauna și euroscepticismul. Absolut. Fără a intra în detalii foarte tehnice, greu de înțeles, având în vedere că dumneavoastră ați lucrat foarte mult pe zona asta de migrație înainte de a fi politician și acum mi-aduc aminte de un interviu în care îmi spuneați că ați negociat către miezul nopții un plan cheie pe un capăt de șervețel și care la un moment dat acel capăt de șervețel a deblocat o situație majoră. Credeți că există o soluție fezabilă, general acceptabilă sau majoritar acceptabilă, că general e greu? Dar fără planuri fanteziste de genul să tragem un gard de-a lungul întregii Bulgarii sau mai știu ce alte povești, se poate debloca? E fezabilă deblocarea? Sau vom rămâne atârnați de această temă cine știe cât timp? Dacă o soluție exista și era simplă, s-ar fi găsit de foarte mult timp. Eu spun mereu, tocmai pentru că am o experiență destul de lungă în acest domeniu și am văzut foarte multe idei apărând și murind la fel de repede, nu prea mai e o idee nouă care să nu fi apărut vreodată pe firmament, să nu fi fost discutată. Deci acel, cum se spune, silver bullet, acel glonț de argint nu prea există. Însă pot exista pachete de negocieri care să pună diverse măsuri, pentru că, de fapt, esența în această problemă a gestiunii migrației este încrederea. Încrederea între statele membre și între sistemele și modul de gestiune a migrației de către statele membre, de către cele din sud față de cele din nord, de către cele din nord față de cele din sud. Deci e o chestiune de echilibru care s-a rupt în 2015. Acest echilibru, această încredere între statele membre s-a rupt în 2015. La primul val. Și ea nu a mai fost, practic, recuperată în totalitate ei niciodată. Și, practic, acest pachet care ar trebui să reprezinte soluția miraculoasă pe care, iată, o așteptăm cu toții de 6-7 ani, trebuie să cuprindă în el măsuri care să mulțumească și Sudul și Nordul, care să dea fiecăruia ceva și, în același timp, fiecare trebuie să accepte că pierde ceva din narativul pe care l-a ținut până acum în brațe. Tocmai de aici și dificultatea și sensibilitatea subiectului. Deci nu cred că va fi simplu, nici într-un caz nu se va rezolva acum, săptămâna viitoare, la Consiliul European, dar cred eu că ceea ce se încearcă acum în Consiliul de săptămâna viitoare este să se dea un start nou. Poate chiar e posibil să vedem și o nouă metodă sau o nouă abordare de negociere, de pregătire, atât la nivelul Consiliului cât și în raport cu Parlamentul. Mă aștept să iasă ceva, pentru că
status quo-ul nu mai e politic acceptabil și fiecare șef de stat de guvern crede că vrea să dea un mesaj că ceva se face, că se lucrează către o soluție. Deci cred eu că vom vedea măcar începutul unei metode, dacă nu prefigurarea unei soluții. Și revenind cumva înapoi la dosarul care interesează pe noi Schengen și la ceea ce, sau cum cred eu că ar trebui să jucăm noi, repet, noi trebuie să fim parte integrantă a acestei dezbateri. Nu putem să stăm pe margine, cum din păcate noi cam stăm în foarte multe dezbateri politice importante, pentru că atunci contezi. Și dacă încep să contez într-o dezbatere care e foarte importantă, politic, delicată și care, iată, unii șefi de stat de guvern chiar au legat-o de dosarul care interesează pe noi Schengen și care, recunoaștem sau nu, fluxurile de migrație sunt relevante pe subiectul Schengen, atunci, cu cât suntem mai activi, cu cât participăm, cu cât avem, repet, o contribuție de substanță și se va ajunge foarte important, deci a spus și o chestiune de tactică și de alianță, se va ajunge invariabil la cel puțin două fronturi. Întotdeauna au existat două, trei fronturi în această dezbatere. Și va exista un front care va încerca să-l convingă pe celălalt și din compromisul și din negocierea dintre cele două viziuni va ieși în final, așa se face politica europeană, va ieși în final un compromis. Noi va trebui să chibzuim și să ne gândim foarte atent la cum anume și către ce front mergem, cu cine e bine să jucăm în această dezbatere și în această negociere pentru a vedea de unde putem să ne obținem și noi ceea ce ne interesează și anume obiectivul aderării la Schengen. Deci, cumva ce urmează în următoarele luni e un joc de foarte mare finețe politică și de substanță pe care, dacă, repet, dacă înțelegem să jucăm cum trebuie, cred eu că ne poate ajuta în ciuda faptului că dezbaterea acum și discuția e mult mai complexă decât era în urmă cu un jumătate. Și această evaluare a poziției proprii presupun că trebuie să se facă în funcție de ceea ce se va discuta la Consiliul European, de cum se va reașeza masa. Deocamdată ar fi prematur să discutăm acest lucru. Spuneați de cum se joacă. Bulgaria a ales altă cale. În timp ce noi boicotam și făceam ca indienii împotriva firmelor austriece, Bulgaria, președintele Bulgariei s-a dus la concertul de la Viena, la invitația cancelarului Nehammer. Nu știm dacă președintele României a refuzat o asemenea invitație, n-au existat comentarii. În ceea ce îl privește pe președintele Bulgariei, știm că s-a dus. Cancelarul Nehammer a fost invitat și s-a dus în Bulgaria să se uite pe la frontiere, spunând că ar fi venit și în România și ar veni și în România dacă ar fi invitat. A jucat Sofia mai bine? Joacă Sofia mai bine? N-aș spune asta. N-aș spune asta, în primul rând, pentru că ce s-a întâmplat, de fapt, de la Consiliul Jai încoace, cel puțin în modul în care a jucat Bulgaria, inclusiv invitația către cancelarul austriac și vizita în Bulgaria, e, de fapt, din punctul meu de vedere, o recuperare a unui teren pe care, în mod deliberat, bulgarii l-au lăsat liber înainte de Consiliu, pentru că, politic, pentru ei nu au simțit, să zic, cu aceeași ardoare cum am simțit-o noi, această aderare la Schengen ca fiind o prioritate. Din vari motive politice, n-are sens să intrăm acum în politica internă bulgară, știți foarte bine, există instabilitate de foarte mult timp, au avut patru rânduri de alegeri într-un an de zile, urmează să aibă încă un rând de alegeri în aprilie, deci lucrurile sunt într-o stare continuă de mișcare și atunci nu exista o asumare clară pe dosar și ceea ce au făcut, de fapt, din păcate, aș spune, colegii bulgari înainte de Consiliu, a fost doar să se asigure că nu sunt lăsați în urmă și a contribuit și asta la economia generală a deciziei, dar nu s-au angajat în mod activ în a găsi și a ajuta, în ce scuze, la găsirea unor soluții. Ceea ce se întâmplă acum, și asta e un lucru bun, deci e un lucru bun că s-au activat, un lucru bun că a avut loc această vizită în Bulgaria, n-aș vedea-o ca pe un avans față de noi, ci, repet, o recuperare, de fapt, de teren. Ceea ce însă este important pentru noi, și am mai spus asta în spațiul public, este să înțelegem că dacă vrem să abordăm cu succes Olanda, dacă vrem să ne asigurăm că nu pierdem alte state membre care ne-au susținut până acum, Franța, Germania și altele, de data aceasta e important să negociem împreună cu partenerii bulgari.
Ideea separării nu cred că ne mai ajută nici politic, nici tehnic, nici operațional. Cred că trebuie să facem un front comun și să abordăm împreună Olanda pentru a înțelege de ce Olanda încă susține un tratament diferențiat, să vedem ce are Bulgaria de făcut și să jucăm împreună cu Bulgaria recuperarea acelui deficit pe care poate Olanda crede că Bulgaria l-are, să vedem de ce și să ajutăm împreună cu Bulgaria să găsim acea soluție, pentru că altfel vom crea o dificultate altor state membre care, repet, sunt dispuse să ne susțină, dar care nu vor să lase din alte motive politice, să nu uităm că Bulgaria în septembrie a ridicat un veto istoric pe care l-a avut față de Macedonia de Nord și deschiderea negocierilor de aderare pentru Macedonia de Nord. Nu a fost o decizie ușoară pentru Bulgaria, o decizie care a fost cumva ajutată și de anumite garanții pe care alte state membre le-au dat. Deci există un fundal mult mai complex în spate și atunci, repet, eu cred că atitudinea de negociere pe care trebuie să o avem este una în care să ținem Bulgaria aproape. Dincolo de asta, apropo de coaliții și de poziționări, trebuie să ne uităm la jocul politic mai larg la nivelul Uniunii Europene. Sunt câteva bătălii strategice majore care urmează să se dea în lunile care vin, care nu țin de Schengen, nu țin de migrație, dar țin de nevoia de unanimitate, de consens politic european. Trebuie să înțelegem că doar integrându-ne și noi în acel joc politic și fiind relevanți acolo și da, având curajul să punem piciorul în prag și să spunem, iată, pe acest dosar eu particip la Consiliul European numai dacă am înțelegere și pe nevoia mea politică, pentru că da, am și eu o nevoie politică ca stat membru, doar așa cred eu că putem să fim convingători în efortul pe care îl facem. Și să nu uităm că, repet, există aceste două dosare majore, cel puțin, există această discuție pe acest nou program de subvenții europene care să contrabalanceze măsurile americane de protejare a propriei piețe în dezvoltarea tehnologiilor verzi. E o schimbare de paradigmă economică industrială majoră la nivel european. Aici există deja două fronturi care se conturează, două viziuni diferite, care în următoarele luni se vor confrunta politic și în care, repet, pentru ajungerea la un compromis va fi nevoie de fiecare șef de stat în parte. De fiecare vot în parte. E, în astfel de negocieri, în astfel de jocuri politice, noi trebuie să învățăm să jucăm activ, nu stând și uitându-ne de pe margine și așteptând să se întâmple ceva, pentru că așa, repet, ne putem introduce și interesul nostru în discuție, în joc și obține ceea ce dorim. Cam cum a jucat premierul croat, așa, Absolut. Absolut. înainte de celebrul jai din decembrie, că îl știm deja cu toții. Retrimiterea ambasadorului României la Viena, fără cine știe ce explicații, retragerea, mă rog, n-a trebuit prea bine explicată, era evident motivul, dar retrimiterea așa bruscă, după o discuție cu președintele Austriei, care altfel niciodată nu s-a opus aderării, dimpotrivă, a fost unul dintre susținătorii aderării României la Schengen. Deci această mișcare a președintelui Iohannis, vi se pare că a fost una corectă? În lipsa înțelegerii unei strategii mai largi pe care fie o avem, fie nu o avem, mi-e greu să judec o măsură punctuală. Ceea ce însă mie mi-e evident și cred că am mai spus-o, este că într-un astfel de moment în care te afli, când ai un obiectiv major de țară, pe care de altfel îl anunți, îl asumi, este obiectivul nostru major național. Ok. Când ai un astfel de obiectiv, nu-ți poți permite să faci niciun pas aleatoriu. Așa că într-o zi am decis să mutăm piesa X pe tabla de șah. Totul trebuie să facă parte dintr-o strategie pe care, repet, sper că o avem, și în care această decizie de a retrimite pe domnul Hurezeanu înapoi la Viena să fie parte. Altfel, da, e o decizie care rămâne așa, suspendată în aer. Sperați că o avem, dar vi se N-am văzut semnele vădește ei.
Asta Nu voiam am să un vă semn întreb. de ei. Aveți vreun Am, semn am mai roșu? spus-o, am mai spus-o, cred, într-un interviu, că o strategie nu trebuie neapărat anunțată la televizor. Sunt foarte Nu, conștient de asta. lucrul ăsta, dar de obicei se încep să se vadă rezultatele sau se văd cumva rezultatele ei. Poate e încă de vreme, poate există și noi știm, noi nu o vedem noi, dar cel puțin din observațiile mele aici la Bruxelles, din ceea ce și din felul în care văd că tot trec niște momente. M-a trecut Consiliul Informal de săptămâna trecută de la Stockholm, n-am văzut un singur cuvințel despre Schengen din partea ministrului nostru care a participat acolo, nici din partea președinției care a tras niște concluzii în urma discuției respective. Iată, vine acum Consiliul European dedicat migrației. E un moment foarte important în care chestiunea Schengen, din punctul meu de vedere, trebuie pusă pe masă ca parte din această discuție, cum spuneam. Participând împreună, să nu arătăm că ne interesează doar un singur lucru. Suntem foarte conștienți de toate provocările pe care această discuție le presupune la nivel european. Participăm activ cu idei, venim cu soluții și cu propuneri concrete, avansând, bineînțeles, și dosarul nostru, cel care interesează pe noi, și arătând cum rezolvarea chestiunii Schengen în ceea ce privește România și Bulgaria poate ajuta contextul general și desigur, soluții mai mari de migrație. Deci, aceste lucruri și acești pași concreți în desfășurarea unei strategii mai largi ar trebui să fie vizibili dacă, repet, ea există. Și asta în condițiile în care una din temerile de la finalul anului trecut nu s-a adeverit. Președinția suedeză nu este deloc ostilă extinderii spațiului Schengen. Este un broker onest. Au spus, dacă părțile se înțeleg, noi o punem pe agenda, nu e nicio problemă. Toată lumea se temea, sau a, Suedia nu pune pe agenda. Nu, ei s-au comportat cât se poate de corect din acest punct de vedere. Numai că mai trebuie să facem și noi ceva. Am primit un sprijin absolut explicabil, dar cumva neașteptat, al Greciei. Grecia face un lobby puternic, cel puțin așa se vede, pentru extinderea spațiului Schengen. Ele sunt de înțeles de ce. Ea e o țară membra spațiului Schengen doar aerian, pentru că terestru are două țări non-Schengen care o despart de spațiul Schengen. Credeți că va conta acest sprijin al unei țări care are un robinet de migranți pe teritoriul ei, totuși, și a fost cea mai lovită într-un anumit moment de migrație? Orice sprijin contează, din nou, încep să mă repet, dacă știi cum să îl valorifici. Așa cum sprijinul, eu nu mi-amintesc să mai fi existat un dosar în care Germania să se fi bătut pentru noi, așa cum s-a bătut Germania pentru noi în decembrie. S-a bătut, pentru că și aici e o discuție. Unii spun că, Da, de fapt, nu s-a da. bătut. Nu. Acum am, să spun, am reușit să Faceți poză. compună imaginea discuțiilor de la Consiliu și am toate confirmările că, într-adevăr, Germania, inclusiv la nivel de ministru, a făcut tot ce a ținut de ea, ba chiar poate dincolo de uzanța diplomatică normală, pentru a convinge Austria, Olanda de să schimbe poziția, hai să spunem așa. Deci, repet, orice sprijin e bun și el trebuie valorificat. Ideea este să știi să-l valorifici. Am avut această susținere a tuturor statelor membre, minus Olanda parțial și Austria. A existat în mod clar o atmosferă favorabilă României, cel puțin în lunile de la finalul anului 2022. Sunt lucruri care, repet, trebuie valorificat atunci când le ai, pentru că prioritățile guvernelor se schimbă, repet, sunt foarte multe discuții grele care urmează în lunile care vin și asta poate schimba agenda chiar și celor care poate până în decembrie erau dispuși să investească politic în a ne susține la acest dosar. E posibil ca în 2-3 luni de zile lucrurile să se schimbe. De aia vorbeam eu cu altă ocazie de fereastră de oportunitate care se deschid, se închid, dacă nu știi să le folosești pe timp. Se mai vorbește, domnule Tudorache, despre micul Schengen. De ce nu facem noi cu Bulgaria și eventual cu Grecia micul nostru Schengen aici, în Ca care să ce? ca să circulăm liber între noi, să ajungem pe plajă
Să ajungem pe plajă în Grecia, fără să mai stăm la frontiere. Și sigur, pentru a favoriza transportul de mărfuri, adică și Grecia ar fi avantajată ca măcar până la frontiera maghiară să meargă țui, cum se zice. Ar fi o idee proastă? Ne-ar încurca? Nu ne încurcă, dar și ne face bine. Iar soluțiile În acestea negocieri, amici vreau să zic. Nu ajută. Nu, nu văd cum ar ajuta în negociere în vreun fel. Și din nou, cred că interesul major al firmelor românești, de exemplu, este să aibă un acces neîngrădit către, să zic, vest, către frontiera de vest. Asta nu înseamnă că nu există un schimb important și către sud, cu Bulgaria, cu Grecia. Și orice facilitare de trecere la frontiera acolo ar ajuta, însă nu ajută nici într-un caz discuția mai largă și interesul mai larg pe care cred eu că îl avem în a rezolva această chestiune. Deci e o mini-soluție care nu cred că ajută nici într-un caz soluția mai. Dar atacul la CGUE, se fac presiuni, există cel puțin un coleg europarlamentar al dumneavoastră din alt partid, desigur, mă refer la domnul Toma, care insistă foarte tare pe această idee că ar trebui acționat prin intermediul CGUE. Ar fi fezabil? Această opțiune există, e clar. Însă eu unul aș ține acolo în fundal ca o opțiune pe care să o activez doar dacă, să spun, demersurile politice pe care încă le avem la îndemână, eșuează. Și eșuează pentru că sunt alții care nu vor, nu pentru că suntem noi care nu putem. Deci da, dacă suntem într-adevăr în continuare în logica unui blocaj fără justificare, fără soluție, fără dorință de compromis din partea Austriei sau altor state membre, atunci m-aș gândi și la această opțiune. Dar deocamdată, repet, sunt pârghii politice pe care încă nu le-am acționat suficient și eu aș utiliza întâi aceste pârghii înainte de a merge către soluția judiciară, să spun. Ați vorbit de Consiliul JAI informal de la sfârșitul acestei luni, acum câteva zile. Urmează și Consiliul formal, nu-i așa, în luna martie, dacă nu mă înșel. Unde vom fi, am fost reprezentanți, nu știu dacă vom fi și în martie, dar mă rog, n-am niciun motiv să spun că nu vom fi, de domnul Bode, domnul doctor Bode, cu toate problemele domniei sale, care sunt publice și nu mă îndoiesc că sunt publice și în țările Uniunii Europene, nu doar în România. Revista presei, nu-i așa, se face de către fiecare ambasadă și este trimis la cei care trebuie să o afle. Credeți că reprezentarea noastră în continuare de către un ministru cu probleme de integritate academică atât de mari și cu suspiciuni atât de mari care planează asupra domniei sale, lasă că nu știe nicio limbă străină, asta e etapă depășită deja, ne diminuează șansele? Eu aș privi la acest moment din perspectiva eficienței demersului politic. Eu m-aș uita dacă a existat până acum vreo eficiență în demersul politic al domnului ministru Bode. Până acum eu n-am văzut-o. Și în ceea ce privește modul în care e percepută acțiunea politică a României în Consiliu, să știți că mai degrabă asta contează. Și din nou să știți că în Consiliu lucrurile astea se simt. Pentru că da, poți avea diplomați care negociază foarte bine, poți avea consilieri care negociază foarte bine, care își fac treaba lor și avem. Însă există întotdeauna acel ultim segment politic în care implicarea ministrului, a președintelui, după caz, este esențial. Pentru că și ceilalți interlocutori așteaptă să te vadă la nivel politic, așteaptă să te asculte, așteaptă să fie convinși câteodată, așteaptă să negocieze cu tine, de la egal la egal, politic. Ori eu aș privi eficiența și credibilitatea pe care reprezentanții noștri, domnul Bode, dar și alți miniștri care mai sunt implicați în aceste dosare, aș privi din această perspectivă, a obținut ce au obținut până acum, ce vor obține în întâlnirile viitoare, iar modul în care colegii dumnealor se uită la performanța politică
din întâlnirile bilaterale ale Consiliului, să știți că depinde de aceste lucruri mai degrabă decât de problemele lor de credibilitate internă, dar asta nu înseamnă că acestea nu sunt importante sau că nu ajung la urechile lor, pentru că ele ajung și ele contează acolo în, repet, acțiunea politică e cea mai importantă din punctul meu de vedere, dar și credibilitatea personală pe care cineva o aduce într-o astfel de discuție contează. Nu v-am întrebat întâmplător, pentru că, după cum am menționat încă de la începutul emisiunii, ați fost ministru de internet, ați participat la JAI, las la o parte celelalte funcții, în alte funcții europene pe care le-ați avut, dar ați fost chiar ministru de internet. Deci știți cu ce se mănâncă aceste întâlniri, chiar din interiorul lor, din zona cea mai secretă, să spunem, mai puțin expusă publicului. În România se întâmplă un fenomen destul de periculos. Nu știu dacă el este legat neapărat de chestiunea Schengen, pentru că sondajul la care mă voi referi, Eurobarometrul, este făcut dinaintea episodului Jai, este făcut în toamnă, și asistăm la o sporire a euroscepticismului peste ceea ce exista în România. Avem cel mai înalt nivel de euroscepticism de când am intrat noi în Uniunea Europeană și între cele mai înalte din Uniune. De ce? E o discuție complexă de ce anume crește euroscepticismul. Eu cred că, în primul rând, să nu uităm problemele absolut reale prin care trec cetățenii noștri. Abia ieșiți din COVID, un COVID și o criză care a afectat pe fiecare, fie sănătatea, fie la nivel personal, au pierdut pe cineva, au pierdut un loc de muncă, au pierdut o afacere, deci în mod evident impactul a fost un substanțial și abia ieșiți din acea criză, am intrat într-una și mai serioasă, cea care ține de costul, nivelul de trai, prețul la energie, toate lucruri care ne amenință cumva viitorul. Și fiecare, cred eu, cetățean român, de altfel să știți că e un fenomen care se întâmplă la nivel european, se uită cu mare îngrijorare la ceea ce se va întâmpla în anii care vin, la siguranța pe care o are că ai lui cei dragi vor avea sau vor continua să aibă o viață așa cum au avut-o până acum. Și atunci e firesc să ai o furie, o frustrare față de modul în care guvernanții îți găsesc soluții la probleme pe care le ai și de foarte multe ori vinovații sunt găsiți undeva mai departe, pentru că e mai ușor, inclusiv în narativul național, e mai ușor să dai vina pe ce se întâmplă mai sus decât să-ți recunoști propriile vini. Deși, dacă e să ne uităm realist la ceea ce a făcut Uniunea Europeană de la declanșarea crizei COVID încoace, la ceea ce a reușit pentru noi, cetățenii, să facă, de la disponibilitatea vaccinurilor până la fondurile puse la dispoziție pentru a susține recuperarea, inclusiv recuperarea economică după criza COVID, eu cred că sunt suficiente motive pentru a avea în continuare încredere în Europa, dar Europa nu comunică ea însăși cu cetățenii. Vedeți care e problema? Cei care comunică cu cetățenii sunt partidele naționale, sunt guvernele naționale, care au foarte rar interesul, atunci când se întâmplă ceva bun la nivel european, să spună: aveți banul ăsta în buzunar pentru că vi l-a dat Uniunea Europeană, aveți costul ăsta la energie și nu altul de trei ori mai mare pentru că Uniunea Europeană a reușit să găsească gaz, a reușit să negocieze un preț la gaz mai bun decât aș fi putut eu la nivel național, ați reușit să treceți prin criză așa cum ați trecut pentru că Uniunea Europeană a pus la dispoziție PNRR-ul și alte fonduri. Deci, practic, rar e politicianul național care va veni și va spune electoratului, de fapt, binele, bucățica de bine în marea de rău care poate vi se întâmplă, bucățica aia de bine vine de la Europa și vine de la mine, politicianul național, eu m-am bătut, i-am obținut. În schimb, tot ceea ce este rău, tot ceea ce suferiți, suferiți pentru că Europa nu a reușit să facă ABC. Nu este așa, dar e o chestiune de capacitate de a ajunge cu aceste mesaje către cetățeni și a combate partea cealaltă de realitate, și anume acest munte de știri false, acest munte de manipulări pe care le vedem din online până la media tradițională,
E suficient să deschidem televizorul din când în când, așa mai fac un exercițiu și mai fac un zapping prin discursurile și dezbaterile de la televiziunea națională și mă crucesc de ceea ce aud și de modul în care, de fapt, este reflectată realitatea europeană în multe din dezbaterile noastre naționale. Și asta explică de ce cred eu foarte mulți cetățeni care poate nu își pun problema unei filtrări critice a ceea ce primesc ca informație, nu au timpul, poate să compare ceea ce revine dintr-o anumită sursă cu alte surse și poate să-și tragă o concluzie ei înșiși. Și atunci, da, apare acest scepticism ridicat, dar care, repet, din păcate, nu e doar în România, el crește să fie în foarte multe alte state membre. De-aia și întrebarea mea următoare, avem o guvernare așa cum este ea, plină de eșecuri, inclusiv eșecul Schengen, și totuși opoziția pro-europeană, din care faceți parte, cu Reper, la fel alături de USR, nu capitalizează important. Reper, nu știu câte procente are, nu l-am văzut în sondaje, USR stagnează în cel mai bun caz, dacă nu chiar scade. În schimb, capitalizează masiv AUR, un partid extremist, suveranist și foarte periculos. Cum vă explicați faptul că totuși într-acolo se duce, pare a se duce deocamdată electoratul și cum gândiți să opriți asta? Eu cred că este foarte important ceea ce punem noi pe masă și trebuie să ne asumăm. Eu nu sunt dispus oricând să-mi asum ceea ce e o realitate și anume că noi încă nu ne-am pus o ofertă politică serioasă pe masă care să răspundă la acele așteptări, chiar la acele temeri pe care cetățenii în mod legitim le au. Și eu cred că atunci când această ofertă politică va fi evidentă, că vom avea suficiente voci și nu doar vocile noastre ale europarlamentarilor de la Bruxelles. Știți cum e? Distanța aceasta, oricât am încercat noi să pretindem că nu există, ea există. Și oamenii ne percep, nu pentru că noi înșine nu ne simțim că suntem departe de țară, dar există o distanță fizică și oamenii o simt. Deci e nevoie de voci la nivel național care să poată și care să vină în mod credibil să pună soluții pe masă pentru a răspunde, repet, la acele teme. Cât privește colegii de la USR, sau foștii colegi, mai bine zis, de la USR, nu vreau să comentez, am promis acum câteva luni că nu v-am comentat niciodată acțiunea politică, însă cred eu că oamenii și de acolo așteaptă să vadă concret altceva decât tipul de gălăgie pe care l-au văzut în ultimii ani. Și eu cred că doar așa se poate răspunde, pentru că a vorbi sau a răspunde în aceiași termeni mesajelor și tipului de propagandă AUR, nu cred că ajută la nimic. E nevoie de un mesaj concret, de un mesaj bine calculat, lucid, care să, repet, să răspundă așteptărilor de acum ale oamenilor. Oamenii acum trăiesc din ce în ce mai greu. Aici trebuie să înțelegem și să punem soluții pe masă. Și mai panicați. Domnule Dragoș Tudorache, europarlamentar Reper, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să fiți sănătoși și să vă meargă bine alături de Europa FM, desigur. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.